Să te aventurezi cu autoturismul proprietate personală pe drumul spre Comuna Boteni reprezintă un act de mare curaj. Fostul asfalt care acoperea șoseaua a lăsat loc unor gropi capcană pline de apă, unor veritabile trasee de anduranță și testare pentru autoturisme. Cui revine sarcina reparării și întreținerii acestui drum, lucrurile nu sunt tocmai clare. Fiind un drum județean, îngrijirea și repararea lui intră în sarcina Direcției Județene de Drumuri și Poduri. Printr-o altă hotărâre însă a Consiliului de Administrație, susnumita direcție este abilitată să efectueze reparațiile, dar banii trebuie plătiți de Comuna Boteni din bugetul local. Numai că la stabilirea bugetului local nu au fost alocați bani pentru aceste activități. Am încercat să obținem mai multe amănunte de la primăria Comunei Boteni, dar aici nu am găsit pe nimeni, primarul și viceprimarul fiind plecați cu treburi. Sperăm totuși că până la urmă se va decide cine trebuie să se ocupe și de acest drum când va o șosea asfaltată. Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit astăzi lansarea oficială a candidatului pentru fotoliul de primar, Răducu Mincinescu, candidat al Convenției Democrate. La manifestare au fost prezenți președintele Convenției Democrate, Ion Diaconescu, împreună cu soția, consilierul Minodora Ilie, prefectul de Argeș Marin Toader, președinte al Convenției Democrate Județul Argeș. Profitând de ocazie, directorul societății comerciale ARO, Aurelian Nicolae, a oferit oaspeților o expoziție a ultimelor modele de autoturisme de teren. După un spectacol artistic, au fost prezentați candidații Convenției pentru posturile de primari și consilieri din comunele muscelene. Duminică, pe dealul Mateia și în apropierea mausoleului s-a desfășurat a doua ediție a memorialului Popa Crângul Aeromodelism. La competiție au participat 28 de concurenți junior și senior împărțiți în 5 echipe. Concursul s-a deschis la ora 11, desfășurându-se pe parcursul mai multor ore. Acesta a constat în zbor liber, aeromodele și planoare. Organizatorul competiției este Marian Popescu, președintele Clubului de Aeromodelism din Argeș. Bine ați venit la concursul nostru, a doua ediție a memorialului Popa Crângu, Mateiaș 2002. Mă bucur că în mijlocul nostru sunt foarte mulți sportivi din țară, cei mai buni la această ramură de planoare F1E. După o perioadă destul de lungă în care personalul ce efectua recensământul populației și a locuințelor în luna martie a realizat centralizarea datelor, situația se prezintă astfel. În Câmpul Lung există 5267 de clădiri, în care se află 15160 de locuințe permanente și o unitate de locuit din necesitate. Numărul gospodăriilor este de 13368, iar cel al persoanelor înregistrate în gospodării de 38347. Dintre acestea, 36.497 de persoane au fost prezente în gospodării la momentul de referință al recensământului. În urma acțiunii recensământului populației și a locuințelor 2002, a reșit că populația stabilă este de 37.028, din care în unități de locuit în comun, cămine sau centre de plasament, locuiesc 599 de persoane. Membrii Asociației Lucrătorilor Disponibilizați de pe platforma ARO au avut astăzi, de la ora 14, o adunare generală extraordinară la care au fost invitați să participe, printre alții, senatorul Constantin Nicolescu, deputatul Gheorghe Marin și prefectul Constantin Tămagă. Din păcate, foștii angajați de la ARO prezenți la discuție au plecat acasă cu un gust amar. În sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor s-a desfășurat astăzi, de la ora 14, adunarea generală a Asociației Lucrătorilor Disponibilizați de pe platforma ARO, la care ar fi trebuit să participe senatorul Constantin Nicolescu, deputatul Gheorghe Marin și prefectul Constantin Tămagă. Aceștia însă nu au putut fi prezenți la întâlnire din motive obiective, însă au participat la discuții reprezentanții administrației locale și directorul de la ARO, Justin Preoteasa. Două probleme stringente au ridicat la fileu disponibilizații: acordarea celor 1-5 salarii compensatorii și viitorul lor și al uzinei ARO. Directorul Preoteasa a precizat în primul caz că în ceea ce îi privește pe disponibilizații din luna iunie 2003, s-a convenit cu liderii organizației acestora ca cele 1-5 salarii compensatorii să fie acordate la sfârșitul perioadei de plată a celor 20, 22, 24 de salarii. Justin Preoteasa le-a propus acest lucru și disponibilizațiilor din decembrie, însă aceștia au refuzat să primească banii după 2 ani, menționând că nu au încredere în viitorul uzinei. Dacă ARO moare în 2 ani, cine ne mai dă banii? A fost întrebarea pe care și-au pus-o majoritatea disponibilizațiilor. Discuțiile în acest caz nu au ajuns în cele din urmă la niciun rezultat concret, oamenii cerând o nouă întâlnire cu parlamentarii PSD și prefectul de Argeș.
În ceea ce privește viitorul uzinei, directorul Iustin Preoteasa a subliniat că într-un an și jumătate la Aro se vor crea circa 1200 de locuri de muncă prin înființarea unei fabrici de confecții metalice și componente auto pentru uzinele Ford din Anglia, în fosta secție Finisări. Această investiție se va face în colaborare cu firma Subansamble Auto S.A. Pitești. De acum este cert, echipa de fotbal Aro Câmpulung este retrogradată și din punct de vedere matematic. Cu 4 etape înainte de final, mușcelenii se află la 13 puncte distanță de locul salvator, însă în joc mai sunt doar 12 puncte. În etapa intermediară a diviziei B, seria a doua, desfășurată miercuri de la ora 18, Electromagnetica București a învins la limită 1-0 pe FCM Târgoviște, iar Aro Câmpulung a cedat 0-4 pe teren propriu, meciul cu Cimentul Fieni, rezultate care confirmă și matematic retrogradarea echipei mușcelene. Cu doar 4 etape înainte de final, în joc mai sunt 12 puncte, iar diferența dintre Aro și Electromagnetica este acum de 13 puncte. Miercuri, Aro Câmpulung a dezamăgit încă o dată în fața propriilor suporteri. Oaspeții, Cimentul Fieni, au deschis scorul în minutul 26 prin Tarcea. Dumitru Itescu blochează pentru moment un contraatac 2 contra 3, chiar 4. Blochează pentru moment cumpănașul, însă Rădulescu a centrat și este 1-0. Tarcea marchează de lângă numărul 6, Bălălău. 0-2 a fost în minutul 57, când de greșeala lui Marius Cumpănașu a profitat Rădulescu. Fază importantă de atac a oaspeților, un șut pe colțul lung și este 2-0. Cel care marchează este numărul 11, Rădulescu. În minutul 76, centralul întâlnirii acordă 11 metri pentru oaspeți, pentru un hands al camerunezului Patris în suprafața de pedeapsă. Execută și înscrie Dumitrescu. În sfârșit, scorul final 0-4 a fost stabilit în minutul 84 de nou intratul Pascu. Liviu Dumitrescu a greșit nepermis, iar atacul echipei oaspete și-a făcut datoria. Lui Pascu, n-a fost Pascu, cel care marchează este Pascu. Așadar, Aro Câmpulung Cimentul Fieni 0-4, scor care ne scutește de alte comentarii. Ne reamintim numai că și matematic, Aro Câmpulung a retrogradat în divizia C, risipind astfel orice speranță. 42 de sportivi au luat în această dimineață startul la cea de-a doua etapă a memorialului Dan Răcășan la ciclism, organizat în Câmpulung. În prima zi a competiției, cicliștii au avut de parcurs drumul până la Bran și retur. Agitație mare în această dimineață în centrul municipiului Câmpulung, când, printre mașini, cicliștii participanți la cea de-a doua ediție a memorialului Dan Răcășan efectuau ultimele pregătiri înaintea startului primei etape, care însuma 120 de kilometri. La ora stabilită, 10, din fața hotelului Mușcelul, s-a dat startul oficial pe traseu, plecând 42 de sportivi înscriși în cursă. La Valea Mare Pravăț însă, localitatea natală a celui comemorat, s-a dat un nou start și s-a păstrat un moment de reculegere. La sosire, primele două poziții în clasament au fost ocupate de cicliști străini. Locul întâi, Michael Kaufmann, urmat de Jörg Rockstock, legitimați la un club în Germania. Treapta a treia a podiumului a fost ocupată de dinamovistul Cosmin Bidilici. Clubul sportiv Olimpic Team Câmpulung, condus de Cristi Pâllici, a avut în prima zi de concurs 11 sportivi, toți încheie în cursa. Mâine sunt programate etapele a doua și a treia. De la ora 9, startul în contratimp în urcare, 3,2 km, iar de la ora 14, start pe traseul Câmpulung Fundata Câmpulung. Un nou incendiu s-a declanșat pe fosta platformă Aro. Focul a izbucnit în hala vopsitorie. Se pare că și de această dată cauza este tot nerespectarea normelor PSI pentru lucrările de tăiere prin sudură. Astăzi după amiază, pe fosta platformă industrială Aro a izbucnit un incendiu la hala vopsitorie. Cauza se pare că este nerespectarea normelor impuse pentru intervenția cu sudură. Scânteile în contact cu rezidurile de vopsele și diluan s-au aprins, iar focul s-a extins rapid. La fața locului s-au deplasat pompierii secției din Câmpulung cu două autospeciale, iar lupta cu flăcările a durat mai bine de două ore.
Trebuie precizat că în urmă cu câteva luni a mai izbucnit un incendiu pe fosta platformă Aro în aceea zonă, iar cauzele se poate spune că sunt aceleași. Nici acum și nici la incendiul trecut nu s-au înregistrat pagube materiale. Dragi telespectatori, bună seara și bine v-am regăsit la jurnal. Iată care au fost evenimentele zilei. Vizita premierului Călin Popescu-Tăriceanu la Câmpul Lung, ocazionată de deschiderea unui program de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii, a atras un număr mare de mușceleni. Programul primului ministru a inclus și o înregistrare la Mușcel TV. Prim-ministrul Călin Popescu-Tăriceanu a venit la Câmpul Lung pentru a participa la un seminar având ca temă bani europeni pentru dezvoltarea durabilă a IMM-urilor. Prima oprire în municipiul nostru a înaltului demnitar a fost la Mușcel TV pentru a acorda în exclusivitate un interviu moderatorului Adrian Popa. Singura televiziune din Argeș la care a acceptat premierul să vină în afara programului dedicat seminarului a fost Mușcel TV, o confirmare a eforturilor noastre de a prezenta cele mai importante informații din Mușcel. Timp de o jumătate de oră, cât a poposit ministrul Călin Popescu-Tăriceanu în studioul nostru, a discutat despre Câmpul Lung, iar interviul a reliefat o bună cunoaștere a realităților locale, de la problemele recente de la Dacia la cele arzătoare pentru câmpulungeni Aro și dezvoltarea economiei locale. Primul ministru nu s-a lăsat influențat de momentul electoral pentru a face promisiuni cu privire la dezvoltarea zonei, păstrând un ton moderat. Când a venit vorba despre o posibilă investiție majoră în domeniul construcțiilor de automobile pe fosta platformă Aro. La ieșirea din studioul Mușcel TV, premierul a fost așteptat de numeroși câmpulungeni, drumul până la primărie transformându-se într-o adevărată baie de mulțime pentru premier. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Interviul integral al prim-ministrului Călin Popescu-Tăriceanu, realizat astăzi la Mușcel TV, va fi difuzat în această seară, începând cu ora 21:30. Dino și-a ocupat locul pe care îl merită alături de prietenii săi în holul școlii Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung. Acum elevii clasei 1A așteaptă ca dumneavoastră să-i votați pentru ca ei să fie ocupanții locului 1 pe țară. Nu trebuie decât să intrați pe site-ul concursului și să le oferiți votul dumneavoastră. Mici dar cu multă daruire. Așa se pot caracteriza copiii din clasa 1 a școlii Oprea Iorgulescu, cei care s-au înscris în concursul național Târgul de Dinozauri, organizat de Asociația Secular Umanistă din România și Școala Discovery. Micuții, ajutați de profesorul de învățământ primar, Mariana Băruță, au reușit să finalizeze proiectul, iar Dino a fost gata și și-a luat locul pe care îl merita, alături de familia sa, Fred și Wilma Flintstone, în holul școlii. Mult și voi și părinții voștri. Felicitări, sper să aveți succes. După încheierea perioadei de jurizare, se va desemna echipa câștigătoare pe baza medii punctajelor acumulate de fiecare proiect. Vreți vota? Da! Fiecare zi să votați, da? Da! Că și eu v-am votat și de acasă și de aici în fiecare zi. Monarhiștii mușceleni au fost prezenți vineri în parcul Palatului Elisabeta din București pentru a-l sărbători pe regele Mihai și simbolul în care cred cu tărie, monarhia. Printre miile de apropiați ai casei regale prezenți pe 10 mai în București s-au aflat și câteva zeci de mușceleni. 10 mai reprezintă sărbătoarea regelui, mai precis ziua în care România în anul 1866 a ales să-l aibă pe Carol I domn și din 1881 rege. Pentru România actuală, regele și monarhia sunt simbolice, însă sunt mulți români care cred cu tărie în aceste simboluri. Vineri, 10 mai, în parcul Palatului Elisabeta, câteva mii de români au fost prezenți la sărbătoarea regelui. A fost un garden party, așteptat de toți cei care cred încă în monarhie. Printre aceștia și câteva zeci de mușceleni veniți să sărbătorească ziua de 10 mai. De câțiva ani de când se serbează această zi de 10 mai, ziua regalității, noi care suntem, facem parte din organizația Amicii Regelui Mihai, încă din 92,
avem plăcerea și suntem invitați să participăm la această minunată zi. O țară ce își vrea să-și regăsească tradițiile trebuie să se raporteze cu totul altfel la ziua de 10 mai. 10 mai 1866 a însemnat un moment important în procesul de modernizare a țării. Spre bucuria noastră din ce în ce mai mulți, eu cred că nu numai cantitate, și calitate, și asta poate să fie un sâmbure care a rodit, pus la câmpul lung încă de pe vremea lui Carol, care a găsit de cuvință să se răzbune pe câmpul lungen construindu-le școală pe locul unde a fost refuzat teren pentru reședința de vară. Printr-o coincidență fericită, cred că 10 mai astăzi pică de o sărbătoare religioasă importantă, izvorul tămăduirii, și nădăjdui din tot sufletul meu să însemne un fel de tămăduire a neamului românesc. Deși regele Mihai nu a fost prezent, ieșirea în balconul Palatului Elisabeta a familiei regale, prințesa Margareta, prințul Nicolae și principele Radu Duda, a fost aplaudată îndelung. Sărbătoarea a fost completată de muzica fanfarei, de toaletele sofisticate ale doamnelor care cuprindeau în mod expres pălării și de demonstrația avioanelor care lăsau urme albe în formă de inimă pe cerul albastru. Cel mai mare scandal legat de permisele de conducere luate pe șpagă nu s-a repercutat doar asupra celor care au luat sute de euro pentru un permis, ci și asupra celor care au dat bani. 56 de persoane care au luat permisele în 2008 vor rămâne fără ele. Decizia a fost dată de aceeași instanță care i-a condamnat pe polițiștii șpăgari la închisoare. După decizia definitivă și irevocabilă a instanței de condamnare a șpăgarilor din dosarul permiselor de la Argeș, de la șef de serviciu la cel mai mărunt angajat, avem și o primă tranșă oficială a celor care își pierd permisele de conducere. Astfel, sunt 56 de persoane cărora li s-au anulat permisele obținute în perioada când sutele de euro se puneau în dosarul de obținere a permisului. Magistrații Curții de Apel Târgu Mureș au solicitat prefecturii Argeș să anuleze permisele de conducere luate pe șpagă. Cei vizați vor rămâne pietoni pentru un an, aceștia având posibilitatea, potrivit legislației, să-și recupereze statutul de șoferi, înscriindu-se la un nou examen după expirarea acestei perioade și de a-și obține de data aceasta pe bune permisele de conducere. Muzeul Automobilului Românesc a intrat deja în atenția pasionaților de mașini din străinătate. Astăzi la muzeu a venit un grup de turiști israelieni. Format numai din ingineri, grupul care aparent este unul de turiști este de fapt unul venit în România ca să cunoască și să înțeleagă dezvoltarea țării noastre din punct de vedere tehnic. Având un program foarte încărcat cu vizite la societăți, hidrocentrale și alte obiective din domeniul lor de activitate, au dorit să includă în program și o vizită la Câmpul Lung pentru a vedea vechile automobile fabricate în România. Emil Hagi a fost cel care i-a primit pe oaspeții israelieni, cărora le-a prezentat amănunte despre fiecare mașină aflată în colecția muzeului. A fost inaugurat în 2014, în vara lui 2014, deci are numai un an. Este dedicat în special automobilului românesc. Principalele exponate sunt ale uzinei Aro din Câmpul Lung. Aici a existat până în 2006 o fabrică de mașini. Cum se cheamă? Aro. Aro. Ițeur Jeep. Jeepim. Aro. Adal 56. Și s-a închis. Primele mașini Aro au fost fabricate în 1957. Am mâncat arișonot cel Aro, iutru, pe 1957. Și producția a continuat până în 2006.
Moment istoric pentru elevii și dascălii școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu. Aceștia au participat sâmbătă la un eveniment important pentru a marca cei 350 de ani de existență. Unitatea Mușceleană fiind prima școală cu precădere în limba română înființată în Valahia. Manifestările au început la școală și au continuat în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. S-au împlinit 350 de ani de când Hrisoful domnitorului Antonie Vodă punea temelia primei școli în slovă românească din Valahia. La începutul secolului 20, nobilul act de generozitate al filantropului Oprea Iorgulescu fundamentează și dă avânt școlii numărul 1, devenită astăzi Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu. Cei 350 de ani de existență au fost marcați sâmbătă în cadrul unui eveniment festiv. Activitățile au început în jurul orei 10, desfășurându-se în incinta unității de învățământ. După câteva discursuri, a fost dezvelită o placă aniversară care să le amintească urmașilor de acest moment important. La mulți ani! Momentul a fost urmat de o scurtă slujbă de sfințire oficiată de părintele Serafim, starețul mănăstirii Negru Vodă, lăcaș de cult care a găzduit pentru o vreme cursurile școlii numărul 1. Numeroși oaspeți au fost apoi invitați să viziteze școala, având astfel ocazia să observe evoluția din ultimii ani a dotărilor și a îmbunătățirii spațiilor dedicate procesului instructiv-educativ. Cei care au dorit au putut să lase posterității câteva gânduri în cartea de onoare a școlii. Manifestarea a continuat în sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor. Iată-ne deci astăzi alături pentru a evoca împreună istoria celor 350 de ani de existență a școlii noastre. În tot acest timp, care pentru noi, cei de astăzi, se înneagă în negura timpului, învățători, profesori, elevi și părinți au stat alături, umăr la umăr, pentru a croi un drum bun în viață absolvenților noștri. Toți cei prezenți în sală au putut urmări două filmulețe realizate cu sprijinul Mușcel TV despre istoria unității de învățământ, dar și despre numeroasele activități organizate cu prilejul împlinirii celor 350 de ani de existență. Primarul municipiului Câmpulung a oferit apoi conducerii școlii o plachetă aniversară. Programul a continuat cu mai multe momente artistice pregătite de elevii școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu cu sprijinul cadrelor didactice. Situația precinuită de pandemia de coronavirus a făcut ca alegerile locale care erau planificate în această vară să fie puse sub semnul întrebării. Premierul Ludovic Orban a anunțat că cel mai probabil acestea vor avea loc în toamna acestui an. În contextul epidemiei de coronavirus, guvernul a emis o ordonanță de urgență prin care mandatele aleșilor locali au fost prelungite până la viitoarele alegeri. Inițial, perioada stabilită era începutul acestei veri, numai că situația s-a schimbat din cauza celor întâmplate de la începutul anului și până în prezent. Premierul Ludovic Orban a dat ca nou termen sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie. Decizia a fost luată prin prisma acordării unui timp suficient pentru ca aleșii să își pregătească temeinic campania electorală, iar alegătorii să își exercite dreptul constituțional în cunoștință de cauză. Noi am adoptat ordonanță de urgență prin care am prelungit mandatul aleșilor locali, iar intenția noastră este aceea de a organiza alegerile atunci când condițiile epidemiologice ne vor permite să se poate derula o campanie normală în care candidații la funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, să poată să facă o campanie serioasă, cetățenii să aibă încredere, să urmărească această campanie, să voteze în deplină cunoștință de cauză. Pe evaluările care le avem acum, sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, ar putea fi o dată bună de organizare a alegerilor. Diferența de vedere între noi și majoritatea condusă de PSD din Parlament este aceea că noi credem că tot guvernul trebuie să decidă data alegerilor și condițiile de organizare a alegerilor, așa cum a fost până acum, în timp ce Parlamentul a trecut o lege pe care noi am atacat-o la Curtea Constituțională, prin care și-au stabilit ei atribuția de a stabili data alegerilor prin legea adoptată de Parlament.
Guvernanții spun că este posibil ca de data aceasta alegerile locale să fie organizate diferit, pentru a proteja populația venită la urne. Astfel, nu este exclus votul electronic sau cel prin corespondență și în interiorul țării, nu numai în străinătate. Înaintea turneului de calificare la Jocurile Olimpice, Claudia Nechita mai obține o medalie în concursurile internaționale. Prezentă la Zagreb, la campionatele balcanice de box, mușceleanca a câștigat categoria 57 de kilograme. Între 6 și 9 mai la Zagreb, în Croația, s-a desfășurat campionatul balcanic de box feminin, competiție la startul căreia s-a aflat și delegația României, certă favorită la medalii. Din lotul tricolor nu putea lipsi mușceleanca legitimată la CSA Steaua București, Claudia Nechita. Aceasta a evoluat la categoria de greutate 57 de kilograme, obținând medalia de aur după ce a învins-o în finală pe reprezentanta țării gazdă, Nicolina Cacic. Am câștigat medalia de aur după două meciuri foarte bune care mă vor ajuta în pregătirea mea pentru calificările de la Paris, care vor fi la începutul lunii iunie. Le mulțumesc din suflet tuturor oamenilor care sunt lângă mine, a scris pe Facebook la scurt timp după finală Claudia Nechita. Așa după cum a declarat mușceleanca, gândul îi stă la turneul de la Paris, ultimul hop, ultima șansă de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La Zagreb, delegația României a încheiat campionatele balcanice cu 4 medalii, dintre care 3 de aur și una de argint.